Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft, lumea lui Alex. Astăzi, desigur, va trebui să punem și abonații Pepperete și de ce nu mă mișc încă, pentru că, e bine deoarece, fiindcă am uitat să și verific pe cine punem Pepperete. Îmi pare rău pentru chestia asta. E bine, uite, acum o să vedem repede, repejor, pe cine punem noi astăzi Pepperete, te rog, din suflet, suflet, suflet. Haide, nu uitați dacă vreți să apăreți Pepperetele. Da, merge. Pe peretele abonaților, tot ce trebuie să faceți este să lăsați un comentariu la acest videoclip cu absolut orice și like la video și veți apărea acolo pe perete. Bun, fiți atenți, 2 secunde, facem așa un pic și primele 2 persoane care vor apărea pe perete, de fapt va fi cât o persoană, mi se pare mai ok decât 2. Cu 2 ar fi mult prea la... ar dura prea puțin toată treaba să umblem peretele, deci cu câte o persoană, cât un norocos. Deci, prima persoană este Junkie, care ne lasă și un comentariu foarte frumos. Hei Alex, foarte frumos, eu te susțin și te rog să mai postezi CSGO. Îmi place lumea ta de Minecraft și te rog să mă pui pe perete. Un comentariu extraordinar de frumos, chiar îmi place Junkie. Apreciez comentariul. What the fuck? De ce nu-i mai sus asta? Ok, chiar îmi place comentariul tău, Junkie. Apreciez. Hai să facem atunci. Hai să te punem pe perete pe tine, Junkie, pentru că avem aici semnele. Dar hai să ne și culcăm înainte să-l punem pe Junkie. Sau nu, hai să-l punem înainte. Nu, dude, leave. No. De ce? Cu ce am greșit, Doamne? Să mi se întâmple mie una ca asta, să trească, să urăsc creeperii. Creeper, muriți de tot, vă rog frumos. Da. Mergem de luăm jungle wood plank-urile. Oare strângem eu 500 de like-uri la clipul ăsta, pentru că la ultimul s-a dus peste 400, pe ce e super mult chestia asta. Dar nu știu dacă putem să strângem 500 la asta, ar fi super, super șmecheră. Ați fi niște șmenari. Bun. Hai să-l punem pe Junkie pe perete. El este primul abonat care apare pe perete. Junkie! Felicitări, Junkie, bine ai venit pe peretele meu din lumea Alex World. Ok, hai să lăsăm repede lemnul. Nu, stai, să lăsăm astea. Lăsăm semnele acolo. Să ne culcăm, pentru că vedeți și voi, plouă și este... Ar trebui să dau mai încet totuși, da. N-ați auzit nimic până acum, nu-i așa? Stați așa. S-ar putea să nu fi auzit voi nimica până acum. Nu știu, iertare dacă s-a întâmplat chestia asta. Sunt mari șanse. Da, îmi pare rău. Îmi place, nu mă luați în numele de rău, mi-e place foarte mult ploaia, doar că se aude cam tare și... Da, s-ar putea să nu fi auzit nimic până acum. Decât foarte puțin. Da, am uitat să verific chestia asta și nu vreau să sar singur, pentru că pot eu să apăs pe butonul space. Hai să mâncăm și baked potato. Îmi place că numai noaptea plouă la mine în oraș aici. Bun, am terminat ferma asta, vreau să vă anunț în episodul acesta, va trebui să fac și un și o poză, uite așa, pentru clickbait, pentru thumbnail de fapt. Uite, fiți atenți. Uite așa. Pop. Bun. Am făcut și o poză, o să avem pentru thumbnail. Deci aceasta este ferma noastră, aici avem sugar canes. Aici, dacă nu mă înșel, avem 2 din astea de wheat și apă. Și aici avem carrot. Deci pe 2 avem carrot. Am făcut-o off-camera, v-am zis că o să dureze ceva și n-am vrut să stau să fac chestia asta în videoclip, era destul de plictisitor. Și am zis să facem ferma off-camera. Bun. Și în episodul acesta ce mișto arată totul de textura aceasta, e genială. În episodul acesta, e bine, eu, Ragnar Lothbrok, adică tipul ăsta cu skin-ul ăsta șmecher pe care l-am eu, o să mergem, o să vreau să facem o nouă construcție, dar nu știu exact ce, încă mă gândesc, pentru că vreau să construim chestii noi. Deci mă bucur că am pus primul abonat pe perete. Mă gândeam, ok, dude, trebuie să fac asta, stai deja. Pietre? Do you have any pietre for me? Ah, uite, am primit niște pietre. Bun. Luăm pietrele. Da. No, 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 sunt low, sunt low. Nu, 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 nu. Doar nu, doar nu, doar nu, doar nu, doar nu, doar nu, doar nu. Sunt low, nu, dar mine, păi anjene. Te rog din suflet, n-am acum chef, Doamne. Bun. Nu știu cum am reușit să cad cât de prost sunt.
Creeper mi-a făcut explozie, mi-a stricat totul. Nu supor chestia asta de creeper, fac explozie, iurea. Bun, deci avem sabia noastră, trebuie să mâncăm să ne se facă viață și aici trebuie să, să facem asta, pentru că mi se pare că... Dar nu pare perfect și eu vreau să fie perfect. That's in my mind. Bun. Urcăm sus și ne gândim ce să construim. Vreau să facem o construcție. Bun, e o idee bună să continuăm... cum să vă zic, să continuăm peretele abonaților, să-l facem mai mare, mai frumos, mai măreț. I don't know. Dar... mai aveam câteva chestii. Mai aveam câteva chestii încă. Hai să ne gândim cum facem. Până la urmă ne lăsăm aici item, itemele inutile. De fapt semnele astea nu trebuie să fie acolo. Da, nu mă bag. Bun, punem aici tot ce ne trebuie. Astea sunt de la niște witch-uri pe care le-am omorât când făceam și asta și mai făceam eu aici o chestie pentru a... Ne-am făcut o chestie aici cu creative. Dacă ați văzut thumbnail-ul trecut, thumbnail-ul ăla a făcut creative și după am spart totuși. De auzit, n-a fost nimic special. Da. Bun, hai acum să continuăm acest locașul minunat. Bun, în primul și primul rând să lăsăm semnele astea aici și să... Fiți atenți. Luăm lemnele. Bă, unde sunt lemnele mele? Să continuăm acum peretele abonaților, pentru că vreau să facem un perete al abonaților cât mai frumos și cât mai fain. Și o să am nevoie și de niște chestii foarte șmecheri, să vedeți imediat. Deci aici avem toată varietatea noastră de blocuri. Aveam în cap să fac ceva cu glass-ul, ceva de genul... asta! Cred că facem asta mai degrabă. Hai să lăsăm peretele abonaților pentru un moment. Cred că mai bine facem asta. Luăm un glass și fiți atenți. Mă gândeam să facem chestia asta. Hop, hop, mă rog, asta e din cauza că e, na, e buguit totul. Hop, 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 hop. Și îmi dă 16, hai să vedem cum, cam, cum arată așa. Ia stați, hop, 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 hop. Ok, hop, 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 nu, nu acolo. Deci așa arată cu glass pane, dar dacă pun ăsta normal, se vede parcă la fel, nu? Nu, credeți că e la fel? Că nu-mi dau seama. Deci exact la fel, da, doar că astea s-ar merita mai mult, așa, pentru că nu o să trebuiască să consum prea multe glass-uri. Ok, deci o să facem cu glass pane, o să vă arăt imediat ce facem. După părerea mea, e o idee foarte bună. Atât. Punem toate astea înapoi, hop, hop, astea. Ne luăm glass pane-urile și începem și facem, uite, chestia asta, s-ar putea să dureze ceva. Dar după părerea mea se merită, pentru că pur și simplu îmi doresc să fac chestia asta. Uite așa. Vreau să fac un fel de gard prin care să se și vadă afară, nu știu cum să vă explic. Dar după părerea mea o să arate super, pentru că vreau să și facem ceva frumos aici sus, adică să nu fie doar o căsuță urâtă. Facem și renovări, nu? Deci asta era o idee pe care vrem să o fac, îmi amintesc acum. Păi o să trească să măresc unele părți. Gen, am unde să merg. Mă interesa să am și pe unde să merg, dacă nu se supără nimeni. My god, îmi amintesc cât de ușor făceam toate lucrurile astea cu comenzi. Aveam comenzi cu wand, nu știu dacă știți comanda wand. Atunci când faci servere, pentru că eu înainte făceam servere, nu știu dacă știți chestia asta. Probabil aveți unde să știți, pentru că pe timpul acela nu făceam YouTube. Dar încercam să fac servere de Minecraft, să trebuia visul meu să am servere de Minecraft. Și tot timpul construiam și găseam comenzi din astea wand care erau cu plugin-uri și toate nebuniile. Era acum dacă mă întrebați, hai să iau și o pauză de vorbit, că vorbesc cam mult. Vorbesc mult și mi-e și sete. Asta e chestia. Adică mi se uscă gura și gâtul. Și mi se schimbă vocea. Și adică mi se duce vocea, na, dacă vorbești mult. Am vorbit foarte mult azi pentru că m-am jucat pe scap cu vorme și nu. Ok, nice. După părerea mea arată mult mai bine decât să stau așa, adică simt că n-am pereți și nașpa. Par prea primitiv. Așa, nu știu, cred eu. Hop, 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 hop. Băi, pretty nice, arată destul de bine. Cam atâta, pentru că eu nu salvă, dați seama, doar ca idee. Așa, și aici, uite, putem să facem asta în spate. Aici, merge și aici. Hai să nu discriminăm niciun loc. Așa. Aș putea să fac așa, ar fi mult mai rapid, nu știu de ce n-am făcut asta până acum, dar da. Și mai întrebe totuși lemn, pentru că vedeți și voi, încă nu mi-ajunge totul. Hai să luăm lemn, luăm și lemnul ăsta.
Pentru că mai trebuie să mai construiesc unele părți. Bun. Mă bucur că vă place seria de lumea lui Alex, dar sper din tot sufletul să vă placă și seriile cu minigame-uri, pentru că îmi place să mă mai joc și minigame-uri. Sincer, mă plictisesc să mă joc un singur joc. Adică Minecraft îmi place mult, dar mă plictisesc, de exemplu, să mă joc doar, nu știu, doar, nu. Prea mult. N-o să am loc și nu-mi place chestia asta. Mai vreau să fac o dată așa, uite așa. Ei, exact, mai bine. Mă plictisesc și vreau să mă joc și o minigame-uri pentru că mi se par foarte interesante. Apar tot felul de minigame-uri noi și, deci dacă tot mă joc, de ce să nu le și filmez? Deci dacă, nu. Dacă o plac minigame-urile, vreau să-mi spuneți pentru că am zis, mie îmi place mult de tot jocul. Și vreau să mă joc și o minigame-uri mai des. Minecraft minigames. Părerea mea e super. Nu știu. Mult mai tare mi se pare mini gamerile decât solo, adică cum mă joc eu acum pe lumea mea de survival. Nu zic că lumea de survival e nașpa sau chestii de astea, nu mă înțelegeți greșit, dar haide. Ok. Mi-mi place mult și lumea asta, dar mai rar, adică să postez o dată la două zile, chestii de astea. Și mini gamerile sunt mai interesante pentru că te joci cu alții. Eu așa jucând numai singur lumea mea de survival, e altă treabă, vă dați seama. Ok, no, iar m-am dus prea mult. Da. Bun, o să mai facem, uite, de aici o să facem, uite așa. Uite așa. Pentru a putea să... Cred că e bine. Și aici, cred că ar merge așa. Nu știu, ca să avem un drum dublu. Către... Nu ar merge, de fapt, ar merge, dar uite, așa. Da, e ok, merge. No. De fapt, merge dacă fac asta. Da, merge. Bun. Hop, 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 hop. Ok, o ducem destul de bine. Ne mișcăm relativ repede cu construcția. Probabil o să mai trească să mai construiesc glass pane-uri. Cred că ați observat și voi chestia asta. Și încoace trebuie să mă duc, am uitat de partea asta. N-o să ne ducem până în fiecare, adică de exemplu vedeți platformele astea, n-o să facem asta și pe platformele, pe de exemplu în peretele abonaților, n-o să facem cu dăsta, o să facem o încăpere separată, o să fie un fel de hall uriaș, o să vedeți voi am chestii mari în cap. Dar nu pot să le pun pe toate în aplicare așa de repede, deci trebuie să aveți răbdare. Bun, o să vedeți ce construcții frumoase o să facem. Pentru că după părerea mea, Minecraft-ul nu e numai de supraviețuit, Minecraft-ul e și de construit, adică de-aia lumea se numește survival că trebuie să supraviețuiești. Mi se pare ok. Da, a rămas fără. Doar că e un joc creativ, e un joc creativ în care trebuie să construiești după părerea mea. Asta este și scopul. Ca fiți atenți cum facem. Facem, deci luăm jumate și cu jumate facem atât. Ne ajung, cred, da, lejer ne ajung. Nu avea niciun sens să fac mai multe. Ok. Hai să urcăm. Ciudat, arată foarte ciudat glass-urile astea. Geamurile astea. Nu știu de ce arată așa ciudat. Chiar sunt curios. Adică nu-mi pot da seama de ce... Nu-mi pot da seama uneori... Adică par așa înjumătățite. Nu știu, ciudat arată de tot. Nu știu dacă vă dați voi seama despre ce vorbesc. Probabil nu, pentru că voi nu construiți sau ceva. Dar v-ați dat seama. Este de la... resource pack. Nu e ceva grav sau... Dar... Na, ca idee. Bun. Și încoace vom sări, uite, una, două. Că e de ajuns două, nu? Mai mergea una. Am căzut, mă rog. Una, haide. Hai măi. Deci, sari una. Bun. Sari, mă punem și aici. Ok, opa. Și e bine. Da, e foarte bine. Spargem pe ăsta și pe ăsta. Adică astea absolut deloc nu se văd. Arată foarte ciudat. Arată foarte dubios, de fapt, chestia asta. E foarte dubioasă, dar cred că dacă fac asta, poate ar merge mai bine. Da, mai bine așa. Vedeți cum arată înjumătățite. Hai că vă explic. Vedeți? Adică e numai jumătate. Marginile sunt doar jumătăți. Asta e ciudat. E foarte ciudat. Dar e ok. Atâta timp cât se vede totul, ne culcăm înapoi. Și o să plecăm probabil într-o expediție de minat, adică, vezi și voi, am făcut și niște nivele între timp, am făcut mai multe chestii. A început să crească sugarcane-ul. Bine, n-am ce să fac cu el prea mult, n-am prea multe de făcut cu el, dar... am luat carrot-ul prea devreme, nu. Nu-mi dau seama când trebuie luat cu textura asta, îl mai las, nu mă grăbesc. Și ăsta, îmi dau seama că ăsta, cred că... Da, și ăsta este încă necrescut.
O să ne dăm seama. Câteva zile oricum durează până se va face toată recolta. Dar e ok. Băi, se pare că acolo am pus ceva. Pare că am pus ciudat arată, v-am zis. Ciudat rău de tot textura asta. Mă gândeam să mergem în Nether acum, că tot am făcut construcția asta. Filmul de 15 minute, dude. Va trebui să încheiem episodul aici, din păcate, pentru că durează de foarte mult timp și nu vreau să le fac prea lungi pentru că stau foarte mult la upload. N-am o viteză extraordinară de la internet, deci ca să mai filmez și altceva, să mai pot să mai postez. Lol. Wow, Nether-ul e impresionant cum arată cu textura asta. Ca să mai pot filma și altceva, am nevoie să... Unde e ăla? Da. V-am zis, am nevoie să filmez episoade mai scurte, dar după părerea mea mai ok așa. Nu găseam pickaxe-ul. Hop, hop. Îmi trebuie ea Fortune, dar nu pot să... Nu mi-a picat niciodată până acum Fortune pe pickaxe. Ce-i nașpa? Da, mă rog. Măcar... Iar încep și spală repede și îl consum. Mai făcut rost de niște quartz. Uite pe aici. Păi să mai luăm quartzul ăsta. Da. Sperăm tot să vă duc a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. V-am spus să strângem... Dacă strângem peste 500 de like, ești cel mai fericit. Pentru că asta sunt că... Îmi place mult seria și sunt... Mă face fericit chestia asta. Da, eu am fost Alex, fraților, și noi ne vom revedea. Opa, cum intră așa o navă. Da, la viitoare. Pa, pa.